Bună ziua, prieteni! Prieteni, când am ieșit de la patroana, Leonardo a avut poftă să mănânce shaorma. Și uitați, am mâncat o shaorma întreagă. A fost bună? Am mâncat și mădă. Am mâncat și noi toți. Și Denisa, bine, eu de Denisa am mâncat altceva, un sandwich. Un desert. Ce am mâncat? Un desert? Un toast. Un toast. Aici avem, am luat shaorma și lui Alex acasă, am luat și lui David, al lui Dănuț. Cum mănânci shaorma? Ai desfăcut-o? Așa, știu de tot. Mă, dar terminat-o pe-a lui. Flouă, prieteni, gata. Gata? Da. Nu mai mănânci? Mi-a venit rău, am mâncat destul. Ai mâncat destul? Mi-a venit rău, dar am mâncat destul. Acum te mergem la baie, că am o durere de burtă. Bă, rezistă până acasă. Oh, Doamne! Acasă te pui în pași și dormi. Tragi un somn acum, după shaorma, după o masă copioasă. Păi mai mănânci mult? Ui, ca să nu-l lase aici, bine face el. 4 ani, uite. Și am mâncat și la patron acolo, i-a dat patron o pecie de porc. Ți-ai pus maioneză în cap, mami. Dacă era și Alex așa ca el... Alex nu mănâncă, stai să vezi, Alex, din shaorma mănâncă triguri. Dacă era și el așa, unde te dă de cap? Era de asta, nu. Că n-aveam unde nu. Să-mi dau capul, că mănâncă. Era și el gras ca ăsta. Gras, că are timp, Alex. Are timp, el să-mi grași. Nu e bună nici grăsimea să fie copiii. Slim, fit. Da. Alex e ca tine așa. 65 de kilograme la 27 de ani. E bine. Ud, cu televizor în brațe. Mami, nevasta aia rudă, nu știu, se ia de poliție, era slabă și era la vârsta lui. A glumit și el, mami, nu-i nevasta lui. Flo, frumos. Suntem aici la shaormăria de la Cluiași. Tu să mai văd mâna cu tuentul aici, mai bani. Da. Cu suc de la suc. Păi ai luat un suc, câte sucuri ei? Nu, mami, nu mai, gata. Nu mai, că nu mai avem bani, ajunge. Mami! Nu! Uite, doamne, ce face, uite. Dă-i lui doamne, ajută pe doamna să le pună la frigider. Ajută-o. Așa, ține ușa. Gat, așa. L-a luat de lângă mata. Mă, dar ce ai făcut? Ai făcut-o abonații? Nu, aș spart telefonul și nu mai merge. Și n-ai mai făcut vloguri? Nu, trebuie să-mi iau un telefon acum. Da. Cum s-a spart? Cum s-a spart? S-a spart, l-a spart. Cum ai spart și tu telefonele? Cum ai dat cu el în pământ? Nu. L-a spart din greșeală. Mami, vreau la baie. Stai să vedem. Prieteni, gata, am ajuns acasă. Plouă de o oră. Acolo a fost potop. Ce vreau, mamă? Sarmalele te-ai apucat? Mamă, aici am adus o shaorma, i-am cumpărat și lui Alex. S-o pun aici. Trebuia să văd cum să fi luat cineva. Ce? Cu cartofi. Ce cu cartofi? Uite ce zloi. Ce zloi? De post. Hai, mersi. Îți luai o plecintă cu mere. De fapt, două plecinte cu mere ți-am luat. Și o ăla cu nucă. Mănâncă. Eu voiam să mai fiu mere aici. Nu știu pentru ce mă duc. Când m-am după aia lui? Nu prinsă
respirați rău. Până eu oprit. Bă, da. Băi, am un nebunie gata. Păi oprit. Păi și ce ai zis? Nu știu. Am un nebunie și eu. Ce să faci? Și să primiști, să faci treabă, nebunie și de filmat. Mă duc acum să îmi iau alți papuci în picioare, că m-am mutat toate la picioare acolo. Și după aia... Am călit ceapă, morcov, am călit pasta, tot, uite. Am făcut... Leonardo! Vino încoa. Bobițo! Cheamă-l pe Alex, să-i dau șaorma. Unde e Alex? La buinca. Am mâncat la... Nu, să nu îndră... Ce-ai făcut? Te-ai udat? Ce-ai făcut? Ce? Hai, gata. Las că-l ia eu. Du-te în casă acum să te schimb. Hai, du-te. Nu că le-am luat. Hai, du-te că vin acum. Du-te. Eu o să o mai spăl vaza asta. Am mai spălat-o. Ia că lăsăm așa și băgăm numai apă în ele. Nu știu. Nu mai avem carne pentru. Mă gândeam că facem din carne aia și ardei, dar facem cu cartof. Mai bine cu cartof. Da. Și era puțin. Am înmulțit-o cu orezul, cu ceapă. Am fost la patroana, gata, am pus pachetul. Gata. Da. I-a pus și Leonardo un milion. Din sărășia noastră i-am pus și noi. Ce să facem? Asta e. Barman! Fă-mi o cafea! Fă-mi tu! Am plăcerea. Dar să nu-mi pui lapte în ea, că îmi pun eu la altul. Hai, ospătarul meu! Nu pun nimic în ea, îmi pui tu. Am săreat carne, am tăiat curcanul în două, am făcut și o țărăprasă mă de pe gâtul la oaie, ce mai curățat eu așa. Bine că ai făcut, că și în sasă patrana, să-i facem prasa mă lui Alin. A, cu ce-am pusut, dar până am tăiat mult, într-o casierolă. Am băgat și boiene. Și ce-am băgat? Puțin usturoi, că n-aveam. Mie mi-a fost greu să mai prie de acasă să cumpăr ceva. Greu, n-am mai știut. Terminat cu sarmalele de legat. Și acum vrem să le numărăm de față cu dumneavoastră, să vedem câte au ieșit. Dar unele mai astea din ele. Și am un plângăcios aici, că are, a avut și el un muscul. Nu, mă, nu, are de companie ceva. Are un animal de companie. Foarte cuminte. Și i-a scăpat la pierdut. Și acum plânge să prindă alta. Știți cine e animalul de companie? Sau? Nu, al Leonardo, o muscă. A, una cu minte. Una cu minte, vreau o muscă să-i stea pe mână așa, să o învârte el. Ia, uite, uitați-l. Prinzătorul de muște, uitați-l. Uitați-l. A prins-o. Dă-i. Stai, stai. Stai așa. Stai că sună telefonul. Mama. Da, mamă. Da, acasă, Lex. Te fac sarmale, mamă. Treaba acolo, că nu prea mai ieși eu. Cine știe ce-i de făcut. N-am auzit. Așa îi spune lui mama. Hai că să-și spune după aia. Păi nici nu pot să vorbesc mult la telefon. Am treabă. Eu dau cursul vorbesc mult la telefon, atât. Am treabă, că știi că pot să-și spune înapoi la ele. La da. Urmă nu pot să mai spune înapoi. Mama, când era la pușcărie, nu îi spuneam. Hai că vorbim după aia. Nu, că n-ai ieșit, că n-ai cum să mai găsești. Da. După aia. Pune asta deja, da? Acum, bine, nu și prin inimă. Pune-o. Să-și mă mă să-și mă. Că și așa nu mâncă bără.
Mă bag la oameni. Pe ce faia mea? Nu trebuie să o pun așa, nu, să nu pe deasupra. Nu, pune deasupra, că să le acoperă. Mai pune și tu așa, amestecă. Că și așa că nu-l cobară, patra nu-l mânca. Pune foi de dat și câteva bobe în țără. Nu știu, că așa e o țără. Nu merge un țără. Nu știu, așa. Da, acolo nu stă, pe mine mă enervează. Ce are trepiedul ăsta? Ar spune ceva de el. Ce? Mama, ce-i dat mișul, aici, că nu prinde o muscă. Chiar, așa de la muscă, nu prinde o muscă. Nu pot. Nu-mi ia mișul, el. Bravo! Aud prietenii că nu ești în stare să prinzi o muscă. Hai, delegăm acum, delegăm de. Le numărăm prietenii. Deci, una, două, trei, patru, cinci, o fi o luată. Șase, nu-i faci nimica. Rău. Hai, Cristi.
Avem 100 până acum. M-am făcut, nu așa. Mai băgăm costiță. 103. Patru. Ia-te, mami, mami! Bravo, bravo! Pe sarmale. Auzi-i, neamnișule! Mama, tu da. Doar atâtea. Stai să-l duc la prietenii acolo, o altă, mamă. Cât am zis că avem? 116. 116. Să-ți putem și la prieteni, sărmăluțele noastre, 116. Nu are pe ei! Da, aia, e sclemberită aia. Prinde alta. Gata, acum punem... Ia cu sutașul ăla negru. Așa, peste. Noi nu prea mai avem. Ce să punem? Voi. Ia la pare, la pare. Ce mai... S-a lipit banda de muște în cap. Te-ai săturat de muște. Te-ai săturat de animal de companie. Are dreptate și el, câine, nu pisică, nu, așa o muscă. Mami, spală-mă! Spală-te pe mână, spală-te cu detergent. Hai să-l luăm. Aia e. Hai, da. Asta e plândușă și cuminte. E plândușă? Așa e. E plândușă și cuminte. Da, hai. Spală-te bine pe degețelele alea. Noi până ferbe, mâine dimineață. Ajungi, ai crescut. Mâine nu în seara asta. Mâine dimineață. Ia-le, neamișule, dacă poți să le duci. Lasă că le iau eu. Se copresc vlogul și le iau eu. Prieteni, atunci... Am învățat. Încheiem vlogul. Asta sunt sarmalele noastre 116. Am pus costiță, am pus pipota de la vulcan. Da. Acum ne apucăm de ardeie. Și-ai burașelul. Eu nu pot să fac aici. Prieteni, atunci încheiem. Vă dorim o zi plăcută, liniștită. Vă mulțumim pentru tot și... Pa, pa! Pa, pa!